Biserica din timpul nostru înțelege și recunoaște cât sunt de importante mijloacele de comunicare în masă și este conștientă că vocația sa stă tocmai în misiunea pe care a primit-o de la învățătorul ei, Hristos, de a face cunoscută tuturor oamenilor de pe pământ iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, existent în biserică din anul 1967, care se va celebra anul acesta pe 29 mai, vrea să ne facă mai conștient de rolul deosebit pe care și la sumă episcopii, preoții și toate instituțiile ecleziale în a fi comunicatorii lui Dumnezeu și ai valorilor credinței creștine. Dieceza de Iași, prin oficiul pentru comunicații sociale, își amplifică eforturile an de an în direcția optimizării modalităților de transmitere a învățăturii creștine și a evenimentelor liturgice și ecleziale din biserica noastră locală. Transmisiunile video, programele spirituale sau rugăciunile comunitare, difuzate prin intermediul diferitelor platforme sociale, au ca principală finalitate oferirea cuvântului lui Dumnezeu în formele adecvate timpului prezent celor care sunt dispuși să-l asculte. Și să-l primească în sufletele lor. Orice mesaj transmis vizează receptarea lui de către ascultători. În orice comunicare, actul ascultării este indispensabil. Mesajul Papei Francisc cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale de anul acesta. Pune în centrul atenției ascultarea, însă nu oricum, ci cu urechea inimii. Nu doar cunoștințele naturale sunt asimilate prin ascultare, ci și credința, așa cum le scrie Sfântul Paul creștinilor din Roma. Credința vine din ascultare. De mai bine de un an. Alături de editura și de publicațiile pe care le realizează, decizia de ea se bucură și de un post de radio Ercis FM. Bărbați și femei, tineri și oameni în vârstă, laici și persoane consacrate, invitați din țară și din străinătate, își fac auzită vocea în spectrul larg al emisiunilor care alcătuiesc grila acestui radio. Vorbitorii încep mereu cu acest apelativ simplu: Dragi ascultători! Radioul, mai mult decât alte mijloace de comunicare, are nevoie de ascultători care receptează informațiile verbale și muzicale transmise. Cei care vorbesc au nevoie să fie ascultați altfel mesajul lor și efortul de redactare devin inutile. Absența ascultătorilor privează de sens însă și existența radioului. Radioul există pentru a fi ascultat. Programele radioului de Cezie de RCSFM, nu răspund interesului ascultătorilor pentru curiozități trecătoare sau dorinței de a primi informații de ordine economic sau politic. Ele își doresc să interpeleze inimile ascultătorilor și să ofere conținuturi cu caracter motivațional în direcția unei trăiri mature a credinței creștine. Îndemnul pe care vi-l adresez este acela de a avea încredere în mijloacele moderne de comunicare, și de a le folosi în vestirea mesajului evanghelic. În mod special vă invit să susțineți răspândirea postului nostru de radio Iercis FM și să vă arătați generozitatea față de acest proiect cu ocazia colectei care se va organiza duminică, 29 mai, în Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, Ziua presei la nivel diecezan. În încheiere, recomand inițiativa oficiului pentru comunicații sociale din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași de a aduna semnături în sprijinul demersurilor care se fac pentru obținerea a noi frecvențe radio pentru RCSFM. Astfel avem ocazia să ne implicăm cu toții în acest efort comun de a susține și dezvolta mijloacele noastre de comunicare, dar și pentru ca frecvențele acestui radio să fie prezente pe întregul teritoriu al Diecezei de Iași. Dumnezeu să binecuvânteze și să facă rodnică munca tuturor celor care lucrează. La răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin aceste mijloace de comunicare în masă, dar să-i binecuvânteze și pe cei care le folosesc, să le fie spre binele lor, sufletesc și trupesc. Lăudat să fie Isus Hristos. Hristos s-a înălțat.